Acum mai bine de 2000 de ani, medicul grec Hipocrate a descris cele patru temperamente ca parte a conceptului medical antic al umorismului. Conform acestui concept, patru fluide corporale afectează trăsăturile și comportamentele personalității umane. Amazing, nu-i așa? Totuși, știința medicală modernă nu arată o relație exactă între secrețiile interne și personalitate, deși unele sisteme de tip de personalitate psihologică folosesc încă categorii similare temperamentelor grecești. Astăzi vorbim despre temperament. Eu sunt Andrei Ludoșan, psiholog, și dacă nu ați dat încă un subscribe la canal, vă rog să o faceți, fiindcă mă ajutați foarte, foarte mult. Mulțumesc! Teoria temperamentului, cum ziceam, își are rădăcinile în această teorie antică a umorismului. Undeva în Mesopotamia, Hipocrate și mai târziu Galen au fost cei care au dezvoltat-o într-o teorie medicală. Hipocrate credea că anumite stări, emoții și comportamente umane sunt cauzate de un exces sau o lipsă de fluide corporale numite umori. Pe acestea le-a clasificat ca sânge, bilă galbenă, bilă neagră și flegmă. Fiecare dintre aceste patru fluide a fost responsabil pentru diferite modele de personalități, precum și pentru cât de susceptibil ai fi să faci o boală. Galen, care a trăit undeva la 100 și ceva de ani după Hristos, a dezvoltat prima tipologie a temperamentului în disertația sa De temperamentis. El a căutat motive fiziologice pentru diferite comportamente la oameni. Le-a clasificat ca fiind calde, reci și uscate, umede, luând inspirația din cele patru elemente, adică pământ, apă, foc și aer. Ar putea exista și un echilibru între calități, rezultând în total 9 temperamente. Cuvântul temperament în sine provine din latină, ceea ce însemna odată temperare sau a amesteca. În personalitatea ideală, caracteristicile complementare au fost echilibrate între cald, rece și uscat, umed, datorită a ceea ce am vorbit mai devreme. Sunt patru tipuri mai puțin ideale, iar una dintre cele patru calități era dominantă asupra tuturor celorlalte. În cele patru tipuri, o pereche de calități a dominat perechea complementară. De exemplu, cald și umed a dominat rece și uscat. Galen, astfel, a propus denumirile de sanguin, coleric, melancolic și flegmatic, după umorile corporale, încă o dată inspirându-se după Hipocrate. Persanul Avicena, care a trăit undeva la 980 și până în 1037 după Hristos, a extins teoria temperamentelor în canonul său de medicină, care era un text medical standard la multe universități medievale. El le-a aplicat aspectelor emoționale, capacității mentale, atitudinii morale, conștientizării de sine, mișcării și viselor. Nicholas Culpepper, care a trăit între 1616 și 1654, a sugerat că umorile au acționat ca principii de guvernare în sănătatea corporală, având și corespondențe astrologice. Astfel, au explicat influența lor asupra fizionomiei și a personalității. Culpepper a propus că unii oameni aveau un singur
temperament, în timp ce alții aveau un amestec de două, adică un temperament primar și unul secundar. În zilele noastre, știința medicală modernă a respins teoriile celor patru temperamente, deși utilizarea lor persistă ca metaforă în anumite domenii psihologice. Astfel, Immanuel Kant, Rudolf Steiner, Adler și Erich Fromm au teoretizat asupra celor patru temperamente și au modelat foarte mult teoriile moderne ale temperamentului. Astfel, temperamentul propus de Hipocrate, de Galen și de Culpepper nu mai este aproape deloc ceea ce au propus ei și cel mai probabil nici nu se mai bazează măcar pe cele patru umori. Acum, Heinz Eysenck, care a trăit în secolul 20, a fost unul dintre primii psihologi care au analizat diferențele de personalitate folosind o metodă psihostatistică numită analiză factorială, iar cercetările sale l-au determinat să creadă că temperamentul are o bază biologică. Factorii pe care i-a propus în cartea sa Dimensiunile personalității au fost nevrotismul, tendința de a exprima emoții negative și extraversiunea sau extraversia sau extroversia. Depinde, o găsiți în foarte multe variante. Iar aceasta este tendința de a te bucura de evenimente pozitive, în special de cele sociale. Așa a descris-o Eysenck. Acum, prin împerecherea celor două dimensiuni, Eysenck a remarcat modul în care rezultatele au fost similare cu cele patru temperamente antice. Compozitorul clasic, care a trăit în secolul al XVIII-lea, Carl Philipp Emanuel Bach, a compus o sonată în trio do minor, cunoscută sub numele de Sanguineus e Melancholicus. În secolul 20, Sinfonia numărul 2 a lui Carl Nielsen, opera numărul 16, este subintitulată Cele patru temperamente. Fiecare dintre cele patru mișcări ale acesteia fiind inspirată de o schiță a unui anumit temperament. Tema și cele patru variații ale lui Paul Hindemith pentru orchestră de coarde și pian este cunoscută și sub numele de cele patru temperamente, deci din nou. Iar autorul francez din secolul al XIX-lea, Émile Zola, a folosit cele patru temperamente ca bază pentru romanul său Thérèse Raquin. Eu sunt Andrei Ludoșan, psiholog. Ne revedem și data viitoare și dacă n-ați făcut-o deja, vă rog să dați un subscribe la canal, fiindcă mă ajutați foarte, foarte mult să cresc aici pe YouTube și să vă ofer în continuare astfel de videouri și, bineînțeles, videouri din ce în ce mai bune, din ce în ce mai specifice. Vă rog să-mi lăsați chiar în comentarii ce credeți că aș mai putea să vă ofer, ce vă interesează. Mulțumesc mult de tot!